Mii de țigări au fost descoperite de polițiști în mașina unui mehedințean. Vorbim despre un tânăr de 29 de ani din Drobeta, Turnul Severin, care a fost depistat în trafic de oamenii legii cu mașina încărcată cu țigări de contrabandă. În urma unui control efectuat în autoturism au fost descoperite 10.000 de țigarete. Oamenii legii au confiscat marfa și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Tânărul de 29 de ani din Drobeta, Turnul Severin, a fost prins în trafic de polițiști cu marfa de contrabandă în mașină. Bărbatul a fost mai întâi legitimat, apoi oamenii legii au efectuat un control în tot autoturismul. În autovehicul s-au găsit peste 10.000 de țigări netimbrate. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au depistat un bărbat de 29 de ani din municipiul Drobeta, Turnul Severin, în timp ce transporta cu un autoturism aproximativ 10.000 țigarete de diferite mărci, ce nu prezentau timbru fiscal, întreaga cantitate de țigarete fiind ridicată în vederea continuării cercetărilor. Totodată, polițiștii au identificat în urma a 3 percheziții efectuate la autoturismele ce aparținau membrilor familiei peste 160.000 de lei și 5.000 de euro, sume de bani care au fost indisponibilizate în vederea stabilirii dacă acestea provin din activitatea infracțională. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.